Sora noastră, mamă a opt copii, Daniela Halip, a fost diagnosticată cu cancer. A fost o lucrare de descoperire că dacă se unesc mai mulți în rugăciune, Dumnezeu le va da izbândă. Avem o datorie ca biserică să mijlocim pentru întreaga familie. Doamne ai milă, semnează Tiberiu Pop. Relatează din inimă pentru tine.com. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Focus Creștin.